Ziua, dragii mei, bine v-am găsit. Uitați, acum încercăm hinta. O gătat Mihai, o montat hinta și am venit să văd dacă mă ține. Așa că să știți că e faină. Uitați, are și perinuță. Pintana, hai mai încoace. Are perinuțe, e rezistentă, e faină, numai atâta că e gri. Ana, noi am avut a noastră aia veche, a fost verde. Și să știți că s-a rupt aici, aici la Balamale, s-a rupt. Dacă îi trebuie la cineva și are mașină din aia de sudat și se mai poate folosi, numai trebuie sudat, noi o dăm cu drag, cu-i trebuie. Că o mai avem, că Mihai a pus-o bine, e demontat, e foarte bun, numai atât dacă trebuie sudat, să știți. Noi am luat alta, am luat una mai rezistentă, ca să ține mai mult, ține până la 300 de kg. Și aia, dacă vrea cineva, o dăm. Așa că am vrut să vă arăt neapărat hinta. Am gătat aici cu... Încă mai avem un pic de lucru cu ghivecele. Vreau să vă arăt ceva, nu știu dacă vedeți. O pus Mihai aici cum o pus el, dar mie nu-mi place cum o pus. Nu-mi place, de exemplu, raptul ăsta, că arată urât acum. Nu știu, să facă Mihai altul, să vopsim, cum să pun să arată mai bine, că nu-mi place cum arată. Adevărul că nici florile mele nu sunt ceva, că ce-o rămas de asta iarnă, să știți, că tot e cam pricăjită, uscate. Acum ea o să deie, o să înflorească, o să revină ei, că de la frig a fost în casă. Așa că o să mai luăm noi ceva și punem aici asta ce m-a rămas, să știți. Vreau să vă cer părerea dacă, cum sfat, ce ziceți? Dacă vă place cum e aici, că mie nu cam îmi place, sincer, că nu cam arată bine. Deci, ăla arată bine, dar florile încă nu sunt cum trebuie, dar asta de aici nu cam îmi place, cum stă. I-am zis la Mihai să mutăm până în gard și aici să tragem fierul ăla mai încoace, până la mijloc, și în capăt am zis să punem ghiveciul ăla mare. Dar Mihai zice că nu-i bine așa cum am gândit eu. Bună ziua, dragilor! Eu aș fi de părere să desfințez ăsta de scânduri, să nu mai fie acolo, să las geamă așa liber, cu zid. Și aici florile, da, foarte frumos. Dacă mute mai încolo, atunci acoperă geamul. Vedeți că astea fiind mai înalte. Și... nu știu, sau să-l lăsăm așa, îl vopsim și mai punem floare acolo. Da, sincer, nici mie nu-mi place ăla de lemn acolo. Da, în fine, dacă vreți să ne spuneți părerea dumneavoastră, deci ieri am montat hinta asta, am avut cam bătăi de cap și Margare m-a arătat că e alt model, nu-i cum am avut noi. Aici, dar, aici. Tot așa, tot așa mare e ca aia, aia a fost verde. A fost de mult și s-o rup și Maria a zis, nu, zic, hai, las că-ți caut una mai rezistentă. Aia ținea până la, nu știu, 200 de kilograme. Era destul de robustă și aia. Dar asta ține până la 300, chiar ultima bucată a fost unde am găsit-o pe net, la Bella Lux. Nu știu dacă merge așa, mi-a zis că ultima bucată erau. Și mai fain, mai 1500, 2000, dar nu, scria 300, acum sper să țină acum de kilograme care există capacitatea. Na, și vreau să vă mai spun, uitați, eu am terminat chiar astăzi și căsuța noastră, de dat cu lavabil,
Și pe afară toată, vedeți? E la fel ca asta, la unde e Maria. Deci aici o să punem mușcate. Trebuie să luăm mușcate, să punem. Și o să vă arătăm atunci. Deci am terminat chiar astăzi, de vreo oră am terminat cu lavabil. Nu m-a zis de ăsta din spate, cum mi-a zis cineva, că mai să-l dau, da, să vede mai acolo. Mai ai lavabil? Mai am ceva, o să-l dau și pe ăla acolo, ăsta aici. Dar acum așa părând, știți cum e, prunul ăsta, nu știu de ce, așa puține flori au făcut anul ăsta, nu știu, abar n-am, trandafirii, ăsta, ce e ăsta, mori? Cred că s-a uscat, coacăze? Coacăze, da. Că aici, așa finele, nu știu dacă... Aici am ceva trandafir mai mic, sper să se facă. Și arată-le aici, că trandafirul meu preferat. Unde? Aici, să vadă că am avut foarte multe zambile, am vedeți? Avut zambile și acolo. Acum ne iese crinul. Vezi crinul? Asta e crinul, nu? Nu, tati, uite asta. Asta e zambilă. Asta e zambilă. Aia e zambilă, vedeți? Aia deja s-a uscat. Uitați, ăsta albastru. Da. Avem acolo roz. Ăsta e crinul de aici, vezi? Stau aia și crinii. Da, aici am avut ghiocei. Aici iară zambilă și uitați, asta este via. Vreau să vă arăt via. Asta e via, vedeți? Uitați, deja mugurește până în vârf. Uitați până aici. Mugurește. Și mai asta? Avem vie. Și aici, asta, da, asta. Până în capăt, Mihai. Da, da, până în capăt. O să văd eu. Și trandafirii deja au boboci. Deja. Da, da. Uite, în vârf, acolo, am boboci. Plin de trandafiri o să fie acum, mai mult ca anul trecut. Este deja, da, care au boboci micuți. Pomii noștri, nu știu, ăsta, prunul, că aici prune avem din aia mare, ringlătă. Nu știu de ce așa puține flori. Nu știu, poate mai dă. În bar, nu știu ce să zic. Anul trecut avea mai multe Dar flori. Dar s-ar putea să mai înflorească, Mihai, eu cred. Nu, de Dumnezeu. Deci aici avem hinta. Aici avem, cum v-am spus, ăsta nu mă place deloc, că trebuie... Noi acum am pus așa, o să mai vină ghiveciurile șters, mai vine pus pământ, că încă nu-i gata, să știți. Mai avem de lucru, am luat pământ, vreau să vi-l arăt, că curtea nu-i gata, curtea mai trebuie spălat, trebuie șters ghiveciurile. Aici ăsta-i părul, hai că până coboară, vedeți, ăsta-i părul din ăla... Cum îi zice, care crește Columbian. Uitați ce fain e, aia arată aici. Uite ce fain e, dă, vedeți? De jos și până sus, până acolo. Dă și am și ceapa acolo, dacă vedeți. Am pus de anul trecut. Asta e bună pentru insecte. Da? Și aici asta e foarte... Cireșul. Uitați-vă aici, filmează, te rog. Columnar m-a venit în minte. Are flori. 1, 2, 3, 4, 5. 5 are. Și aici am usturoi, dacă se vede. Aici și aici, asta e smochinul. Uitați ce, deja, uite, arată aici. Asta e deja e smochin. Da, ai, Doamne. Avem smochin, uitați, avem ceapă roata. V-am spus că mai punem aici pământ, că ăsta cum a rămas de anul trecut. Și asta este... Eu am rupt, uitați, am rupt fiind, din... Nu știu, s-a uscat. Eu am rupt... Sau dă mai târziu. Fiind. Eu nu știu, eu mai lăsăm, că am rupt din de vârf. De preferatul Miriam. Da. Și nu știu dacă mai dă sau nu, dar mi se pare că e uscat. Ăsta aici... Uite, arată, te rog, aici. O singură floare a avut în vârf, una singură. Și din roata, vedeți, eu pun zaț de cafea. Ceapă. Avem ceapă, roata și eu ce pun zaț de... Ce e asta, Mori? Asta e nectarină. Nectarină, așa. E nectarină. Mandarin, nectarin. Și aici avem tot cireșe, dar asta nu a florit, asta e alt soi, da. Mihai a pus tâlpul ăsta mare, dar eu zic că mai bine o ia. Nu, trebuie să... Nu e. Să crească, să întărească pe el. Nu rup.
Deci cam ieșit, că m-a zis, azi am dat cu lavabil căsuța asta, e la fel ca aici unde stă Maria. Și aici mai arată un pic. Aici avem ceapă, uitați că ceapă am pus acolo, da, vedeți? Ceapă. Ori ieșit. Aici avem trandafirii aia bordo, catifelea. Ăștia și mai frumoși. Da, ăștia sunt foarte frumoși și ce fain dă și înflorește toată vara. Aici avem trandafirii ăștia din aia galben cu galben roz, așa, un portocaliu, cum zice mi ai, foarte fain, două culori au ăștia, foarte mult îmi plac. Trandafirii noștri urcători, da. Ăștia cred că iară s-au uscat, ăsta, sigurat s-au uscat. Cocăza. Și aici iară am un trandafir, m-a dat cineva, tot un galben, foarte frumos, dar încă n-am văzut o florind, dar s-a prins. Uitați că da, da. Frunze. Ăsta este trandafirul ăla urcător, ăsta, care vedetă. Fai, foarte frumoase. Când înflorește, deci așa ceva. Florește de două și de trei ori pan. Da, de două, trei ori pan înflorește. Da. Și are foarte multe flori și mari, frumoase. Anul ăsta o fi pericol. Da, și avem trebuie și să stropesc. Avem și prunul. Nu știu, trebuia să stropez înainte să înflorească prunul, dar o să mă uit până să văd, să stropez când cad florile. Și înainte. Hai mai arată un pic aici, abia mă urc. Uite aici, hai. Noi aici, dacă vedeți, eu am pus lalele, dar foarte frumoase. Tăche culorile, când iese. Și dacă înflorește, cine vă arăt știe, atâta de frumoasă. Da. Da, și în spate aici, aici avem... Ăsta. Aici e maica, cum îi spune? Maica... Mâna Maicii Domnului, mai... așa se numește floarea aia. Sus. Dar noastră e roșie, nu e albă. E roșie, eu am cumpărat-o din piață. Este și alb și roșu. Noi sper am luat să roșu. Miroase, că de-aia am luat ca să avem miros aici. Pe doamna Margaret, care este doamna Margaret, nu mai poate să stea în picioare, mă dor genunchii foarte tare, nu mai pot. Să știți că dacă stau un pic imediat, mi-s gata, nu mai pot de picioare. Și cum v-am spus, mai avem de luat mușcate, care vine sus, o să golim. Am luat pământ deja noi am cumpărat pământ, urma florile, încă n-am cumpărat, că de la cine am vrut să iau, m-a zis așa că mă cunoaște. O zis că prea repede să cumpăr, că încă mai îngheață și dacă îngheață, nu o să mai înflorească. Așa am zis. De vântâna asta îmi pare rău, așa apă curs din ea. Da, și nu mai este apă în ea, dar nu știu de ce. Și... Trebuie curățată, barnam, dar nu știu cum o curăț, să dai seama, trebuie spartă, cum să... Trebuie să chem pe cineva și să... Și mai trebuie să punem, Mihai, pământ peste tot. Da, o să mai punem noi așa cu timpul că... Bine, noi n-am reușit. Nu prea putem să le facem toată da, dată. Da, să le facem exact cum ziceți. Trebuie vopsit, uitați, poarta. Da, trebuie, da. Poarta trebuie vopsită. Avem vopsea, numai n-am apucat să vopsim. Da, nu știu dacă avem destul, că avem... Puțin? Ne-a mai rămas jumătate de litru. Oh, atunci mai trebuie să iei o cutie. Da. Deci mai trebuie să vopsim poarta, mai trebuie să spălăm curtea, ghiveciurile, să mai punem pământ, flori. Mai e de lucru, dragii mei. Chiar mai avem. Dar ce a fost mare o trecut, să știți, ce da, a fost mult. Cu geamul ăsta am stat destul timp. Dar să știți că e lumină până mai l-am mare făcut la eu. Maria în cameră. Da, mult mai mare. Mult lumină. Locul. Uitați perdea lui Maria cum se vede. Faină. Așa ia și-o dori geam aici. Na. Da, noi v-am arătat căsuța noastră mică, așa cum e, nu ia... Dar avem de lucru aici la ea. Da, dacă am avea mai mare, ce ne-am face? Cum zice Mihai, cât e de mică, parcă că e mai mică, avem mai mult de lucru, credeți-ne. Da. Dar ce să facem? Musai. Mai vreau să pun roata acolo la ghiveci, o să pun usturoi și ceapă peste tot. O să fie plin, 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 plin. Să știți că săptămâna care vine, deci după ce de marți încolo, o să pun numai usturoi și ceapă peste tot. Să avem și de mâncat, să avem și pentru flori, că face bine, aruncă insecte. Contorul ăla e vechi, nu știu cum să-l iau, că s-ar putea lua jos de acolo.
Trebuie să chem pe cineva cu electriciană acolo care... Casa e mică, veche, nu prea avem loc, curtea e mică, locul e mic, da. Tot e mic la noi și minte. Așa că ce să facem? Asta este, n-avem... Noi am vrea mai mult, dar nu se poate. Numai da. Cât se poate, dragi. Omul nu e sătul niciodată, dragilor. Dacă ar avea că, o casă, vrea două, dacă vrea două stradă. Da. Grădinuța, grădinuța. Asta-i contorul ăla nou. Vedeți? Era contorul acolo, pe casa aia veche, și l-am mutat aici, pe asta nouă. Ăla ar trebui desfințat. Da. Numilor de sfința care l-au pus. Avem vecini gălăgioși. Da. Tătă ziua urlă. A venit timpul frumos, da. Frumos, lumea pe afară. Un tătă lumea iese afară și... O reșit afară ca florile, de fapt. Da, deci florile au reșit afară. Când s-a făcut timpul frumos. Ori înverzit. Uite, așa și oamenii. Da. Aici e locul nostru, acum dacă se face timp fain, nu mai fi frig. Dimineața când ne trezim, luăm paharul cu cafea și vinim pe hintă, da. Și aici bem noi cafea dimineața cu voi. Grijă, Margare, să nu rup hinta. Nu rup hinta, că ține, e nouă. Da. Sper să ne țină. De obicei stăteam și eu, și Miriam, și Mihai, toți trei. Acum da, nu o să mai stăm verde. Toți trei. Da, stăm cu rândul. Sperăm să fie asta mai rezistentă ca aia, așa au scris. Acum, știți cum e, nu te poza după ăștia, își fac așa reclamă. Că, dragii mei, eu v-am arătat și hinta, v-am arătat și curtea, cum v-am spus, mai iei de lucru, nu-i gata, mai un pic. Dar când o fi gata și o să înflorească florile și punem în ghiveci, o să vă mai arătăm. Atunci o să le facem... să fie mai curate, că încă nu-i cum ar trebui să fie. E spuse numai așa mare, v-am mai spus că încă nu-i definitiv, mai trebuie șterse, că n-am apucat eu să le fac pe toate. Săracul Mihai a lucrat mai mult, că eu puțin am putut să le ajut, că nu prea pot să stau eu așa în picioare. Dar ce am putut, am ajutat și eu, dar mai mult a lucrat Mihai, să știți. Vreo 98% am lucrat eu. Și 2% m-a mai ajutat și doamna Marco. 2% da. Mai. Și mai. Mulțumesc că ne-ați urmărit, vă spun la revedere, o zi binecuvântată mulțumim să aveți, vă mulțumim pentru comentariile excepționale pe care le dați. Cerem scuze dacă da. Nu v-am răspuns, să știți că am avut de lucru. Sunteți foarte mulți, eu de obicei vă dau câte o inimioară, două, trei, cum mă lasă netul. Câteodată, să știți, vreau să dau inimioară, nu mă las. Vreau să dau două, nu mă lasă. Mă lasă trei. Altădată vreau să dau trei, nu mă lasă. Atunci încerc cu două, cu patru, cu cinci. De-aia, da, că nu mă lasă netul tot timpul. Să dau inimioară și o floare și măcar să știți că v-am citit comentariul. Da, acum... dar nu vă supărați pe noi, că pentru da. Noi e greu cu internetul ăsta, ne descurcăm mai greu. Așa că... Noi vă iubim. Oricum să știți că noi citim comentariile și vă răspundem dacă nu, cum o zis Mihai, cu o inimioară. Dacă putem pe fiecare în parte și dacă cumva n-am reușit, ne cerem iertare. Orice caz vă iubim și vă mulțumim. O zi frumoasă să aveți. Haideți cu noi pe hintă să vă legănați. Pupici, la revedere!